În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți credincioși, am să încep predica prin a vă spune că cea mai rușinoasă pedeapsă și cea mai umilă pentru tâlhari, pentru oamenii stricați și păcătoși, era răstihnirea pe cruce. Iată smerenia sau adâncul smereniei lui Iisus Hristos a făcut ca în istoria creștinătății, la rădăcina și la întemeierea religiei creștine să stea ce? Taina răstihnirii a transformat o patimă hidoasă și rușinoasă, o răzbunare cruntă și mișelească, într-o armă și o artă de neînchipuit, arta de a te mântui. În Evanghelia de astăzi, a zilei de 14 septembrie, înălțarea în toată lumea Sfintei și Dumnezeieștii Cruci, s-a vorbit sau s-a citit despre patimile Mântuitorului Iisus Hristos, exact așa cum s-au petrecut ele de la prinderea și ducerea în fața lui Pilat, până la darea în mâna evreilor, luați-l voi și judecați-l după legea voastră, calvarul și drumul crucii, apoi răstihnirea, dar în toată această pleiadă de dureri, necazuri și chinuri, Dumnezeu strecoară ce? Esența pentru care are loc răstihnirea. Și fiind lângă cruce, mama lui Iisus, Maria lui Cleopa, Ioan și altele dintre sfintele femei care plângeau, Iisus s-a adresat lui Ioan și a spus, fiule, iată mama ta. Iar lui Ioan, iar Maria i-a spus, mamă, iată-l fiul, iată fiul tău. Deci, de fapt, ce a făcut? A dat certificare și încuvințare că biserica nu poate fi decât o biserică a crucii, adică a jertfei. Vă puteți concentra puțin mai în față ca să nu păreți așa împrăștiați ca porumbul în tarlac. Deci, o biserică a jertfei, o biserică a crucii, a suferinței, a încercării, a luptei, dacă vreți. Noi nu vorbim de suferință. Suferința înseamnă cineva bolnav la pat. Mucenicii au pătimit, nu au suferit. Suferința poate fi și ateie și necredincioasă, deci poate să sufere și orice ticălos, dar a pătimi pentru Iisus înseamnă a te jertfi. Deci, o biserică a jertfei, și aici întâlnim celebrul cuvânt sau expresie spusă de episcopul Cartaginei, care a spus așa, acolo unde este Hristos, este și biserica. Afară de biserică nu este mântuire, și la fel a spus categoric acest mare luminat al bisericii, unde ai biserica de mamă, acolo l-ai pe Dumnezeu de tată. Deci dacă ești în biserică, ești recunoscut ca al fiu al bisericii. Și în același timp, deci în afară de o biserică apostolească și întemeiată pe jertfa crucii, biserica mai este și vie, precum Maica Domnului care a purtat pe Iisus în pântece, vie a fost. Iar crucea este cea care face legătura între lumea văzută și lumea nevăzută. De aceea un braț al crucii este înfipt în pământ, o latura crucii, din verticalitatea ei, iar cealaltă merge în infinit până la cer. Și ați văzut, infinitul acesta crește în raport de lucrarea omului. Avem biserici joase, cum este în biserica creștină, avem biserici foarte înalte, care mi se par somptoase și fără de sfârșit, care și acelea reprezintă tot dragostea omului față de Dumnezeu, dar în același timp, acea înălțime uneori poate stimula înălțarea minții omului în rugăciune sau înălțarea minții omului în păcat, sau poate chiar și un simbol al mândriei. Cea mai mare mândrie pe care n-a putut-o suferi Dumnezeu a fost mândria lui Lucifer, care a stat la baza întregii cădere a creației. Și atunci a fost nevoie de crucea din zilele noastre ca ea să fie învinsă și să fie biruită și să fie doborâtă. Despre Sfânta Cruce ar trebui să știți următorul lucru. Ea este exact ca un catarg pe corabie. Ea stă exact ca, dacă vreți, ea stă exact ca un pom al vieții în mijlocul aerului.
Deci acesta e lemnul crucii. Pomul vieții din mijlocul rahmei. Așa cum stătea pomul vieții și omul cugeta la el, mânca și se întărea cu Duhul, așa stă crucea lui Hristos în mijlocul bisericii și pe vârful bisericii și în mijlocul satului, ca oamenii să vadă că aceea este arma de biruință. Crucea, cum v-am spus și la duminica de dinaintea Sfintei Cruci cu câteva zile, este în primul rând materială, ceea ce o purtăm la gât, pe case, pe biserici, pe troițe, pe cimitire și așa mai departe, dar în același timp puterea ei spirituală este nebiruită. Doamne, arma supra diavolului, crucea ta ai dat-o nouă, că se îngrozesc și se cutremură și nu pot a căuta la puterea ei, pentru că morții a sculat și moartea a surpat. Deci, iată, crucea este arma morții, moartea fuge de cruce. De ce? Pentru că crucea este izvorul învierii. În momentul în care deschidem epistola Apostolului Pavel, găsim scris așa: dacă Hristos n-ar fi înviat, credința noastră ar fi fost zadarnică. Și cum îți dădeai seama că Hristos putea să fie o iluzie și să nu fi înviat? Dacă n-ar fi fost răstignit pe cruce. De ce? Toți profeții Vechiului Testament, repet, toți profeții Vechiului Testament au profețit crucea. Deci, în primul rând, dacă te uiți cu atenție, când Moise a lovit Marea Cruciș, a despărțit-o și a trecut cu poporul și în urmă s-a necat carele lui Faraon. Deci un semn al crucii. Șarpele din pustie, alt semn al înălțării Fiului Omului și al răstignirii pe cruce. De ce lucrurile astea? Ca să înțelegem că crucea nu a apărut la întâmplare. Și se spune din istoriile vechi, aici vă fac teologumene ca să zic așa, că de fapt lemnul pe care s-a răstihnit Hristos are rădăcina din rai. Pentru că atunci când a murit Adam, Sit, feciorul lui, a luat o sămânță, un sâmbure primit de la Dumnezeu, l-a pus în gura lui Adam și a crescut cedrii cei înalți, pomii aceia nesfârșiți. Și din acel material cel mai greu s-a făcut și crucea pe care s-a răstihnit Hristos și care a purtat pe ea păcatele întregii lumi. Și crucea care, de fapt, a spăimântat nu numai dracii, și pe frații dracilor. Când vedeți elemente umane care fug de semnul Sfintei Cruci, acolo este vorba de o demonizare lăuntrică. Și de aceea preotul citește molifta cu crucea în mână, predică cu crucea în mână, liturghisește cu crucea în mână, cunună cu crucea în mână, face maslu cu crucea în mână. De ce? Pentru că este arma puterii și tăria pentru cei ce cred, puterea înțelepciunii lui Dumnezeu. Pentru cei ce pierd, este nebunia. Deci, pentru eretici și pentru necredincioși, este nebunie. Și cum ne dăm seama de lucrul acesta? La această sărbătoare pe care o prăznuim noi astăzi, se spune că imediat după răstignirea Mântuitorului, acolo lângă templul zeiței din vârful de astăzi, Biserica Învierii, că se spune că Biserica Învierii este pusă chiar pe coloanele acelui templu care era păgânesc, fiind o groapă adâncă, au aruncat crucii de acolo. N-a știut nimeni multă vreme. În schimb, mare lucru s-a petrecut că în proschimentarul Ierusalimului arată 13 dintre patriarhii care au urmat la rând, începând cu Iacov cel Mare, toți au fost evrei trecuți la creștinism. Ei, din tradiție în tradiție și din generație în generație, s-a transmis locul unde a fost aruncată Sfânta Cruce. Venind vremea și împărăteasa Elena și împăratul Constantin, având un semn minunat pe cer, așa cum ați citit în viața lor după Viețile Sfinților și nu după Eusebiu de Cezarea, acolo unde scrie și viața politică a împăratului Constantin, el n-a fost un sfânt cu mătănii în mână sau cu camelafcă călugărească, ci a făcut mari reforme și cele mai perverse reforme în Imperiul Roman. Nu era ușor un simplu împărat să te lupți cu o lume romană care însemna din Galia și până, dacă vreți, în sudul Bulgariei și dacă vreți, era dita Imperiu. Și ce a făcut? I-a luat diplomatic, i-a luat ușurel, întâi având
semnul pe cer cu stele al Sfintei Cruci, l-a biruit pe Maxențiu și pe Liciniu, a adunat o singură împărăție echipă, ei erau împărțiți acolo, în trei stăpâneau, erau trei provincii diferite. Și după ce a unit totul, pus sub un singur statut, și-a dat seama că trebuie să-și păstreze punctul forte ca împărat păgân, dar în fond a dat libertatea edictului, deci libertatea credinței, prin edictul de la Milan, asta parcă 313, dacă nu mă înșel. Ei, în momentul în care a dat acest edict, și-a dat seama și de dușmanii crucii. Dar ce a făcut? Ușor, ușor, a mai făcut o nouă Romă și a schimbat capitala din Roma la Constantinopol sau Vizantia, orașul lui Constantin. Așa se numea, de fapt, Constantinopolul. Mutându-se mai în inima Bizanțului, deci conturând inima creștinătății, unde avea să aibă loc un al doilea mare cutremur și o a doua mare scuturătură în viața creștină. De ce? Pentru că în viața creștină apar două elemente noi. În păgânism nu te vei întâlni cu dracul și cu patimile lui, că acolo nu există Duhul Sfânt. N-are de ce păgânul să fie chinuit de vreo patimă, pentru că el, având lipsa Duhului Sfânt prin lipsa Sfântului Botez, el este scutit de acest război sufletesc. În schimb, creștinul, dacă este afundat în numele Sfintei Treimi, bate dracul în război, exact cum spune Evanghelia. Și venind și găsind casa măturată, se întoarce, ia alte șapte duhuri și mai rele, și vine și bate război până cucerește casa. De-aia suntem scârboși, de-aia suntem dușmănoși, de-aia suntem invidioși, de-aia suntem răpciugoși și negri în suflet, de-aia suntem plini de zaviste, de-aia suntem plini de pismă, plini de ură, plini de răzbunare, plini de intrigărie. Unde găsești mai multe intrigi ca între ortodoxi? Nicăieri. De ce? Îi luptă dracul și imagine, așa a spus Sfântul Pahomie, să cere sufletele voastre de la Dumnezeu să fie cernute. Și le spune Iisus să vor cerne sufletele voastre cu cutremur mare. Și ați văzut ce au făcut apostolii în clipa când s-au cernut sufletele? Au dispărut ca iepurașii prin tufiș, n-a mai fost nimeni. Caută ei de unde nu-i. În fața situației și a jertfei propriu-zise, fiind Petru pus, cum a reacționat? Nu-l știu pe omul acesta? N-am auzit de omul acesta? Blestemat să fiu dacă cunosc pe omul acesta. Deci cum voi ați ieși mâine la ușă și ați spune, dar n-am auzit în viața mea de Calistra, nici nu știu cine e. Ei, același lucru a făcut Petru lui Iisus. Nu te cunosc pe tine, dar a fost bine că s-a întâmplat lucrul acesta, ca să avem noi dovada îngenunchierii slăbiciunii, a fricii, a nesimțirii, a nerecunoștinței, a lipsei de devotament, a demnității, a caracterului. Deci astea sunt elemente care trebuie să-l caracterizeze pe un creștin. Și nu sunt. De ce? Pentru că dracul bate război neîncetat ziua și noaptea să ne distrugă. De aceea găsim în Pateric următoarea pildă legată de puterea crucii. Un bătrân avea un ucenic din ăsta mai tânăr. El mai zurliu, așa, mai nevoitor. Și a zis, zice, părinte, uite ce am pățit azi noapte. A venit la mine diavolul și mi-a zis așa. Scoate icoana Maicii Domnului cu pruncul Iisus din casă, din chilia ta și nu te voi mai bântui niciodată. Și ucenicul i-a spus, lasă-mă răgați o zi. S-a dus, a vorbit cu bătrânul, bătrânul i-a spus, când vine diavolul înapoi, să-i spui așa. Vreau să curvesc cu toată Alexandria, dar icoana de pe perete și candela noi am. Și a zis, dracu, ești un prost, asta nu-i mentalitatea ta, asta-i spurcatul de moșneac de acolo. Deci și-a dat seama satana de puterea preasfintei și preacuratei stăpânii născătoare Dumnezeu și de înțelepciunea pe care o avea pruncul, care era prost și bântuit de patim. Deci așa este și cu crucea. Este prea deștept satana să-și dea seama și să înțeleagă și să cunoască că nu-i va despărți pe oameni de cruce cu vorbe. Nu se vor lăsa oamenii de biserică constrânși. N-a reușit comunismul 50 de ani să scoată crucea din inima poporului român, dar în schimb a reușit să-i fure ce? Vârtutea. Iubite voi, Doamne, vârtutea mea, Domnul, întărirea mea și scăparea mea. Ce înseamnă vârtutea?
între un creștin cu coloană vertebrală. Și hai să-i luăm pe rând. Nu știu, da, împăratul Constantin, Sfântul Mucenic Mercurie, Sfântul Mucenic Cutare, Teodor Tiror, Gheorghe, Mina. Ce au făcut ăștia tineri fiind și au jertfit viața pentru Hristos? Acum întreb eu dacă vine un ighemon și spune, crezi în Hristos sau stai capul? Da, aș crede eu, da? Dacă se poate să nu-mi tăieți capul, uite, nu cred. Și nu râdeți. Au venit comuniștii și au spus, dacă mai mergeți la biserică, vă pierdeți serviciul. Și au rămas oamenii atei. Au venit comuniștii și au spus, dacă vă cununați și vă botezați, vă pierdeți funcțiile în armată și în minister și pe la prefecturi și pe la casa, cum se chema, secretariatul general, pe la județe și cum era Consiliul Județean. Și nu s-au mai dus la biserică. Dar cum aveau oamenii să piardă pâinea? Cum aveau oamenii să piardă pâinea pentru o panoramă de credință? Au aruncat icoanele, au aruncat candelele, n-au mai făcut cruce, n-au mai avut nevoie de spovedanie, de împărtășanie, au crescut ca animalele. Urmările s-au văzut mai târziu. Într-un sistem constrâns, vedeți, asta a fost înțelepciunea împăratului Constantin. A fost una din cele mai mari înțelepciuni bine gândite. O laudă în Vețile Sfinților, într-un comentariu din acesta, unul din scriitorii bisericești, dar nu mă întrebați care, că sunt neatent. Spune așa, dacă creștinismul este o artă de bunăvoie și o credință de bunăvoie, să nu-i ceri omului nimic. Omul trebuie să vină și să spună, părinte, vreau să postesc. Omul trebuie să vină să spună, părinte, vreau să mă împărtășesc. Omul trebuie să vină să spună, părinte, vreau să mă rog. Deci tu doar să încuvințezi prin binecuvântare lucrarea. De aceea toată arta creștină are la bază crucea lui Iisus. Ceea ce vă spuneam de spiritualitatea crucii. Cel ce vine după mine să se lepede de sine, adică să-și dezbrace caracterul, ministeriatul, funcționalismul, costumația elegantă, impresia, podoabele, averea și să spună așa, da, Doamne, în mâinile tale dau Duhul meu. Dar, de fapt, constați că făcând lucrul acesta nu greșești cu nimic. De ce? Casa tot a ta rămâne. Că nu vine să stea cineva în casa creștinului, tot el stă. Indiferent dacă e ateu sau dacă nu e ateu, tot a lui rămâne casa. Dar, în schimb, știi un lucru. Că dacă moare cu Hristos, dar dacă moare cu casă și fără Hristos, vine Mântuitorul și spune, ce ar da omul în schimb pentru sufletul său, dacă lumea întreagă ar câștiga și sufletul ar pierde. Ei, aici împăratul Constantin a înțeles jertfa și încăpățânarea creștinilor pe baza căreia s-a format creștinismul. Au venit primii 6 împărați păgâni de la Nero până la Dioclețian și ce au făcut? Întâi au luat dregătoriile de la cei ce se botezau sau credeau în Iisus, că religia creștină era considerată o erezie imediat după înviere. Să nu aveți impresia că acum 2000 de ani era ca acum, atrage o oră clopotul și bastoaca și vin creștini în biserică, să întind, casca să om, pupă icoanele, mai schimbă 3 vorbe între ei, preotul face slujba, ei povestesc de ale lor și când se termină liturghia, îi împărtășește pe tăsle, da, în afru și vai ce creștinism era. Nu, dragă. Sub Roma de azi, sub Roma veche, orașul, capitala Italiei. Acolo a fost miezul creștinătății. Acolo s-au petrecut toate dramele mântuirii. Ce s-a întâmplat? Imediat după înviere, apostolii au plecat la propovăduire. În momentul în care creștinismul era în floare, apostolii s-au răspândit. Deci imediat învia se mugurise, apostolii au plecat să umple lumea de dreapta credință, cel ce prea înțelepți pe pescare a arătat și pe întrâns și lumea ai vânat iubitorile de oameni slavă ție. Și ce au făcut acești apostoli? S-au dus la propovăduirea creștinismului. Creștinismul s-a întins, cum spun faptele apostolilor. În prima zi ca la 5.000 au crezut când a predicat Petru, a doua zi ca la 3.000 și au început să facă biserici sub pământ, că pe pământ erau păgâni. Și ce făceau? Scoteau noaptea pământul cu carle și cu găleata și îl dădeau în Tibru, apa îl ducea cine știu unde depunea aluviuni, iar ei făceau la 25 de kilometri sub pământ biserică, catedrală, icoane din secolul 1,
sfinți, martiri, moaște. Deci era o întreagă epocă de încreștinare a lumii în chip nevăzut. Dar la baza căreia stătea ce? Piciorul crucii cel înfipt în pământ. De aia când moare un om, noi îi punem cruce la cap, dar afară de faptul că o lăsăm deasupra, o bucată o îngropăm în pământ. Deci pune crucea la cap, spune rugăciune, pecetluiește groapa și astupă. De ce stă capătul în pământ? Ca să înțelegem că viața din mormânt a răsărit. Mortul ăla acolo nu-i numai un malder de oase, că ați văzut ce frumos spunea părintele Cleopa în expresia lui. Ce este omul de fapt? O mână de pământ în fundul unui mormânt, că noi ne descompunem din pământul din care am fost luat. Dar ce fel de pământ? Sfințit dacă ai fost curat și murdar dacă ai fost murdar. Dar important e că are legătură cu crucea. Deci capătul crucii veghează acea groapă cu acel trup până la obșteasca înviere, până va sufla glasul trâmbiței de apoi și morții vor învia. Deci noi avem o biserică și sub pământ. N-am terminat cu biserica, gata, am ridicat zidurile, am pictat, am pus preot în altar, am umplut biserica de oameni. Când se începe a sfinți o biserică, primul lucru care se spune așa, veșnică pomenire ctitorilor sfânt locașului acesteia. În veci să le fie pomenirea. Deci ce pomenește întâi? Biserica de sub pământ. De ce? Pentru că sub pământ stau de fapt întemeietorii bisericii. De acolo vin martirii, mucenicii, sfinții. Ce spune? Că martirii sunt sămânța creștinilor. Sângele martirilor, sămânța creștinilor. Prin ce bază? Prin cruce. Și ce a făcut împăratul Constantin? A înțeles această constrângere, că creștinii erau în stare să-și repede și casă, și masă, și viață, și tot, și a zis așa, domnule, dacă credința asta e atât de liberă, și e atât de frumoasă, și e atât de ușoară, și e o credință a păcii, și e o credință a înțelegerii și a bunătății, de ce să-i lasă să omoare degeaba? Lasă cam să-i lasă să manifeste, să văd și eu cum se manifestă. Și cum s-au manifestat credincioșii în primele veacuri? Simplu! Au început să facă rugăciune, au început să dea dovadă de demnitate, au început să dea dovadă de seriozitate, au început să dea dovadă de omenie și de fapt ce au făcut? Au abolit asuprirea omului de către om, au încercat să arate că sclavismul e o prostie și de fapt e o subminare a omului de către om, au încercat să arate ce înseamnă o anumită egalitate, pentru că noi mai avem fraternitate, dreptate, egalitate, dar de altă sorginte, ce fel de egalitate creștină între oameni, când ei trebuie să se ajute și să se sprijine unul pe altul. Și împăratul Constantin și-a dat seama că, de fapt, aceasta e un lucru foarte bun, aduce pacea în împărăție, nu-i nevoie de război și de ucidere. Și atunci a hotărât așa, am să le las libertate creștinilor, dar vreau să mă conving că credința lor este vie. Împărăteasa Elena, care era și ea o păgână foarte categorică, să n-aveți impresia, după cum vi se spune vouă sau cum ai citit prin Viețile Sfinților, am citit odată o predică scrisă de cineva, dar nu și-a dat seama cel care a scris de credință Sfintei Împărăteasei Elena. Și râdeam singur când citeam. Nici vorba n-a fost. Împărăteasa Elena a fost cea mai pragmatică femeie, țineți minte, cea mai pragmatică femeie și a fost una din cele mai vehemente raționaliste. Când a fost sinodul 1, știi ce a spus fiului său? Deci, dovedit cu scripte, cu acte. Împărate, de ajuns atâtea povești, de ajuns atâta vorbe goale, de minuni e nevoie, dacă credința lor e vie, să facă minuni. Așa a cerut împărăteasa de după perdea. Cine era Constantin? Era primul inter pares, arhiereu numărul 1. El prezida sinodul în calitate ca și de episcop, ca și de patriarh. Și n-a ținut sinodul ăla 3 zile sau o oră, cum facem noi acum la predică. Am început acum și în 10 minute am terminat. Nu! A ținut o vară întreagă. Și s-au discutat dogmele și s-a învârtit Sfânta Treime de a durut cap. Și în final a venit Arie, cel plin de înțelepciune, că era un arian din ăsta, Mârșav, avea o teologie din asta scolastică foarte bine pusă la punct,
ai noștri creștini, fiind ieșiți din catacombe, n-aveau prea mare pregătire. Și chiar dacă aveam părinți luminați, dar erau luminați de Duhul Sfânt, dar nu de școlile moderne, unde și-a făcut Sfântul Vasile cel Mare școala? Vine câte o mamă din asta mai nesăbuită și spune, zice, părinte, să dau copilul la grădinița catolică? Zic, dar ce să nu-l dai, dar nu-i păcat? Dacă îl ții acasă și-l înveți prostii, nu-i mai păcat? Ce treaba ai tu că e grădinița catolică? Tu duci și le educă. Unde a învățat Sfântul Vasile cel Mare clasele 1, 4, 5, 8, 8, 12 și facultatea? În Atena, la Elin. Unde curvăria era o modă, beția o modă, fiecare patimă din om avea un zeu al ei. Dar ce a făcut? A discernut. Ca Albina, ce a fost bun a luat, ce a fost rău a lăsat. Și ce a făcut acești oameni insuflați de Duhul Sfânt? L-au combătut pe arie după cuvântul psalmistului David. În tot pământul a ieșit vestirea lor și la marginile lumii cuvintele lor. Când a început arie să vorbească aiurea despre persoana Fiului lui Dumnezeu în Sfânta Treime, s-a ridicat Sfântul Spiridon, moșnea Chior de 90 de ani, cu o pulpă tăiată și cu moi scos, cum a fost și el în prigoane și închis în pușcărie, cu niște țoale murdare pe el, niște haine vechi și ponosite, păștea capre pe trimitoda. Mute să fie buzile care vorbesc împotriva adevărului. Și a rămas filozoful mut. Și a zis împărăteasa asta, da, credință. Și a zis împăratul, dar cum înțelegi tu treimea? Pac, când a strâns cărămida, dărătat, apa, focul și aer, focul și apa și pământul. Și în clipa respectivă au înțeles unicitatea Sfintei Treimi. Deci de ce vă spun lucrurile astea? Ca să înțelegeți că această putere vine din baza crucii. Deci această putere face crucea să fie vie. Și cum s-a demonstrat? Când a văzut împărăteasa Elena aceste minuni minunate, a fost după aceea altă minune cu Zamfri Vrăjitorul în timpul când era și Silvestru, Papa Romei, tot patriarh în Roma, și la fel participase și el la sinod și Evsevie de Nicomidia, deci nu era chiar așa, credeți că sinoadele astea erau un fel de hai să stăm de vorbă. Și a zis împărăteasa, împărate, știi ce facem? Ne suim pe vapor, plecăm la Ierusalim și căutăm locul unde a fost răstignirea. S-au dus și un oarecare jidan chiriac, evreu vechi, le-a spus, în groapa gunoailor, acolo veți găsi crucea. Au săpat, au căutat și ce au găsit? Cele trei cruci de viață făcătoare, dar nu știau care acum. Era două de tălhat. Și atunci a zis iarăși un înțelept macare al vremii de atunci. Da, dacă Hristos a înviat pe cruce, nu-i clar că ea este izvor de înviere? Și trecând un mort pe alături, le-a luat la rând, frumos. Și când a atins cu cea lui Hristos, mortul a sărit și a spus, viața din mormânt a răsărit. Și iată, în felul acesta s-a văzut puterea crucii. Au luat cuiele, au luat crucea, au venit la Ierusalim, au înălțat-o, a venit pe aceea și au s-o la Constantinopol, pe mare s-a făcut furtună. Ce și-a adus aminte? Și da, Iisus cum a potolit furtuna? Nu puteau vorbi ei în numele lui Iisus. Dar a luat un cui uns cu sângele lui Iisus și a aruncat în mare și marea s-a potolit. Era sângele stăpânului ei, care o crease. Deci vezi? Cam asta este puterea praznicului înălțării Sfintei Cruci. Împăratul Constantin, că ați văzut cum se face când se înalță crucea, bănuiesc că șaseară la priveghere s-a făcut la fel. Se ia frumos, se cântă Doamne miliește de 40 de ori și slujitorul o ia frumos, se apleacă și apoi o ridică. Ce este întâi? Simbolul smereniei lui Dumnezeu care până la pământ și în adâncurile pământului s-a coborât și apoi până la cer s-a ridicat. De ce lucrul acesta? Ca să se înțeleagă că împăratul Constantin, ca împărat creștin, nu a înălțat crucea deodată, ci întâi a dat libertatea creștinismului, apoi a fost sinodul 1, apoi a venit edictul de la Milan, apoi a scos, a golit pușcăriile, apoi a dat voie să se facă biserici, apoi a dat voie creștinilor să manifeste și când a văzut că este o credință sănătoasă și folositoare, a apărat-o până la sfârșitul vieții sale, așa cum a crezut el de cuvință. Iar pe patul de moarte, să țineți minte, s-a botezat.
Dar în schimb, împărăteasa Elena, când a văzut minune după minune și ce putere are creștinismul, vedeți că este o rugăciune care vi se spune și vouă la comunie, să aveți bucuria și fericirea care a aflat-o Sfânta Elena, care a avut-o Sfânta Elena când a aflat cinstita cruce. Deci bucură-te, cruce, sceptru împăraților credincioși, bucură-te, ușa tainelor, bucură-te, ușă, cheia împărăției. Deci citiți în acatist, că s-a citit astăzi. De ce vă spun toate acestea? Crucea nu-i pusă să o înjurăm, crucea nu-i pusă să o pișăm. Am văzut eu și nu trebuie să-mi spun altcineva. Să stea aruncată în troițe la marginea drumului, să stea batjocorită și pângărită, sau am mai văzut mai modern, face cruce, zice. Nu, o faci cum spunea episcopul Adrian de la Paris, în numele Tatălui pe frunte, a Fiului pe stern, că acolo e inima, partea rațională și irascibilă, și apeși pe umărul stâng și pe umărul drept pentru cei doi martori, adică îngerul bun și îngerul rău. Și dacă dai un pic mai tare, e dracu fuge, că nu-i place pe-a stânga ta să stea. De ce? Ca să înțelegem că arma Sfintei Cruci este salvatoarea noastră. Te temi, faci cruce. Muncești, faci cruce. Te rogi, faci cruce. Te închini, faci cruce. Mergi în gând pe drum și treci pe lângă o biserică. Poate ți-e rușine să o faci cu mâna. Fă-o cu limba. Dar fă-o. Ai te trezit noaptea în somn, cum spun babile, părinte, m-am trezit imobilizată. Era la tatăl tău lângă tine. Te chinuia că te-ai culcat fără rugăciune. Fă cruce în minte sau cu limba sau cu gândul. De ce ni s-a dat arma și puterea crucii? Ca, cum a spus Apostolul Pavel, nu mi-este a mă lăuda decât în crucea Domnului. Deci, vedeți, nu orice cruce. Și în momentul în care ținem cont de celelalte două cruci, vom vedea că una este crucea tâlharilor celor răi, atei, necredincioșii, păgânii, și nu păgânii, să știți, mare credința ta, femeie, fie ție cum voiești, și s-a tămăduit fiica ei în ceasul acela. Păgânii mănâncă de la masa stăpânilor lor ca câinii. Foarte interesant. Deci, vedeți, Dumnezeu n-a condamnat nici budismul, nici mahomedanismul, ci a spus așa, eu vreau ca toți să vină la cunoștința adevărului și să mântuiască. Deci a spus, eu vreau, dar nu-i oblig. Eu vreau. Deci a dat șansa. Deci nu putem spune că păgânii sunt necredincioși. Păgânii fac bine din ale firii neavând lege. Mai rău de noi care avem lege și murim cu fapte de păgâni. Și tot cinstita cruce, deci tot cinstita cruce, este cea care ne veghează. Somnul, însemnatul sa peste noi, lumina feței tale, Doamne, cu pace ne vom culca și vom adormi. Tot cinstita cruce înseamnă somnul pruncilor. Tot cinstita cruce ne sfințește bătătura, tot sfințita cruce ne sfințește ograda, stâna, gardul, fântâna, casa, masa și ce mai vrem noi să sfințim. De ce? Pentru că toate se fac în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, în numele Sfintei Treimi. Ce este crucea? Este treimea cea de ființă și nedespărțită. Dragostea, nădejdea și credința, cum spune cele trei virtuți cardinale. Și centrul Dumnezeu, iubirea. V-am amintit și am spus că Evanghelia de astăzi a pus accent pe jertfa crucii lui Hristos ca să ne aducem aminte de unde am plecat de la început. Este o cruce a jertfei și trebuie să ne-o dorim toți. Și este o cruce a suferinței care nu ne este dată la toți. De exemplu, dacă unul e necredincios și pătimește, acela suferă. Dar dacă unul este credincios și pătimește, acela se jerfește. Ia cununa. Că v-am spus cum îi vine unul și spune, vai, zice, părinte, vreau să mă împărtășesc, dar ați postit? O, dar eu postez tot timpul, că nici n-am ce mânca. Aia nu-i virtute, că n-ai tu ce mânca. Aia e lenea ta. Du-te o zi la sapă cu ziua și cumpără-ți un pui și fă-l la rotisor. Nu stai și mânca ranitidină și semințe la televizor. Deci aia nu înseamnă că ai postit când ai bani în portofel. Postul înseamnă cu totul altceva. Inimă bună, inimă caldă, smerenie, răbdare, blândețe, îngăduință, bunătate, omenie. V-am mai spus, respect.
bucurie față de fapta celuilalt. Dacă vezi că unul realizează ceva, tu în loc să te bucurești invidios. E, așa asta. Las că am văzut, eu n-are băiat frumos. E, las că am văzut, nu-i deștept fiul. Aia am văzut casa, nu-i frumoasă. I-am văzut mașina, nu-mi place. Nu-ți place când ai tu. Deci răutatea aia, v-am spus, specifică nouă ortodoxilor. Suntem încălciți ca o caracatiță în răutățile minții noastre și de aia nu vedem calea cea dreaptă. Că a spus Mântuitorul, nu știți ce vreți, nu știți ce cereți, nu știți să vă rugați, nu știți de unde mergeți, nu știți de unde veniți. Eu știu ce vreau, știu de unde am venit și știu unde mă duc, dar voi nu știți. A spus Mântuitorul în Evanghelie. Deci noi suntem fiii lui Dumnezeu cel prea înalt, care ne-a răscumpărat prin cruce și prin moarte și prin înviere, ne-a răscumpărat prin scump sângele său și suntem fiii lui de credință și putem moșteni raiul ca cetățeni și oameni de casa lui Dumnezeu. Dar totul e să vrem. Deci noi ne-am încălcit în ceața patimilor și în potopul acesta al patimilor că nu vrem să folosim crucea. Dacă ai privit crucea corect, și dacă ai înțelege crucea corect și jertfa ei, n-ai greșit niciodată. Dar noi nu vrem să înțelegem crucea, ci vrem doar să-i culegem foloasele. Vă spun eu. Doamne ajută, Doamne iartă-mă, dar să căsătorească fata. Doamne ajută-mă, dar să ia băiatul examenul. Doamne ajută, dar să aibă soțul servici. Dar mai zic așa, Doamne ajută să mă mântuiesc. Doamne ajută pentru păcatele mele. Doamne ajută să nu mai înjur. Doamne ajută să nu mai fur. Doamne ajută să nu mai vorbesc de rău. Doamne ajută să nu mai clevetesc, să nu mai invidiez. Și asta tot rugăciuni se cheamă. Deci nu numai Doamne ajută, dăm. Nu se supără Dumnezeu că cerem, dar să cerem cu socoteală. Adică să știm că merităm ce cerem, că Mântuitorul a spus, nu știți ce vreți. Și iarăși în Sfinții Părinți, și cu asta am încheiat că mi-a trecut timpul, spune Filocalia. Foarte mulți oameni ar dobândi harisme, dar datorită nelucrării sufletești, Dumnezeu nu le snoboade că oamenii ar putea cădea prin ele. Și ce înseamnă lucrul ăsta? Vă dau o singură pildă și cu asta am terminat. Un tânăr stătea în pustie. E mai vechi, cred că v-am mai spus-o. Și într-o seară i-a venit îngerul și i-a spus, scoală-te la pravila ta. În altă seară a venit și i-a spus, haide să ne rugăm, că e vremea rugăciunii. În altă seară iar i-a spus, hai fiule să săvârșim laudă lui Dumnezeu. Și el era așa de încântat că îngerul scoală la rugăciune. Și au trecut 25 de ani. Și lumea venea la el cu evlavii că îl scoală îngerul la rugăciune, că e un om mare și ales. Dar el n-a făcut niciodată Sfânta Cruce ca să nu cadă în înșelare. Că și când faci cruce, dracu, te luminează dacă ești prost. Deci imediat Hristos îl arde și el fuge, nu mai stă. El vine, îți dă chip de înger de lumină, te falsifică, te bagă în ceață, te aruncă în neștiință și te duce în rătăcire, dar când ai făcut cruce, fuge ca un iepure, nu mai stă. Și el nu s-a însemnat niciodată cu semnul crucii. Îl primea pe înger cu toate deosebita evlavii. Și odată a venit îngerul și i-a spus, aș putea să-și spun ceva? Spune îngerul lui Dumnezeu. Vezi că diavolul a luat chipul tatălui tău și vine să te vadă. Dă-i cu barda în cap. Și când s-a apropiat bătrânul care veni să-și vadă odorul în pustie, că auzise despre el multe faceri de minuni, el l-a lovit cu tăietoarea respectivă, cu săcurea respectivă și l-a omorât. Și atunci diavolul din văzduh, așa în întunericul nopții, cum îi dăduse slava aia de lumină. Ha, 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 ha. 25 de ani mi-au trebuit, dar te-am doborât. Prostule. Deci, vedeți, aici am vrut să pun accentul la finalul Sfintei Cruci pe vedeniile băbești, pe arătările băbești, pe evangheliile băbești, pe istorioarele băbești, pe impresiile voastre mistice, toate babile sunt mistice, îi fâlfâie candila, îi sar foile din saltire, îi pocnește ușa la dulap, îi joacă dracu sub covor. Sunt semne ale mândriei. Ioan ăsta, Simeon, nou teolog, Filocalea 8. Primul fel și al doilea rugăciunii. Când vede dracu că începi să te rogi, te aruncă în mândrie, îți crezi că ești sfânt, să-ți poată fura plata. Când vă rugați să cereți un singur semn, să vă ardă inima de durerea păcatelor,
sufletul să plângă din mulțimea lor, iar inima să bucure că Dumnezeu e milostiv și vă iartă. Nu-mi este am lăudat decât în crucea Domnului. Amin.